Nici n-au răspuns măcar. Încă o dată. Ce perverși sunt, de ce știu tot ce fac. Deci nu mi-apare în listă. Ba da, uite. Am suflantă ca să nu mai produc obiecte din alea. Din nou. Așadar, mamă, cum merge? Zici că este tot București în telefonul ăsta. Iertați-mă. Alo, bună dimineața! Tot Diana Chiș vă deranjează în legătură cu suflanta aceea de aer cald. M-am uitat acum pe nu știu cum se numește, bilețelul ăsta de service. Da. Și am descoperit că obiectul este adus la 21.01.2022 în service, nu 20, cum ați spus dumneavoastră. Iar mașina ajunge vineri la ora 7 când deschide magazin. Deci pe data de 20 sau de 21? 21. 21, că anterior mi-ați spus că pe 20 și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Da, am greșit eu. Da, dar am verificat. Mașina ajunge dimineața la 7 când se deschide recepția marfă, iar dumneavoastră l-ați lăsat la ora 3. Am înțeles și dumneavoastră înțeleg că puteți să-mi spuneți dacă voi primi produsul înapoi, abia când? Săptămâna viitoare, vineri. De ce? Mașina înapoi acolo. Pentru că este perioada maximă în care puteți să gestionați acest defect, nu? Pentru că asta e procedura de a respecta termenele și mașina ajunge în fiecare vineri, atunci se trimite informații. Maxim 14 zile, nu? Deci, care este perioada în care dumneavoastră garantați că rezolvați o situație când aveți un produs defect? Nu, conform legii, în maxim 15 zile, noi trebuie să trimitem un răspuns clientului. Am înțeles. Bun, mulțumesc mult. La revedere.
După cum se poate vedea, în bilețelul de serviciu nu este trecută ora când este preluat produsul. Da? Este doar data. Deci fac absolut orice ca să tragă de timp, să fie intervalul maxim. Orice omenește posibil. La Brico Service nu răspunde nimeni, după cum ați văzut.